Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Săgetător, etalare pentru iunie, mică întârziere, dar sper să merite, pentru că mesajele de la îngeri arată foarte bine. În primul și în primul la capătul setului de cărți, dragii mei, uitați-vă ce puternici sunteți. Priviți la puterea voastră interioară. Sunteți mai puternici decât realizați. Pentru cei care aveți probleme, niște blocaje, poate vă simțiți ca într-o sferă din care nu puteți ieși, dar sinele vostru superior este imens, este puternic și este conectat, dragii mei, la flacăra voastră geamănă, că sunteți conectați în realitate, în realitatea aceasta materială, vreau să zic, în această dimensiune. Posibil, nu toată lumea, dar în alte dimensiuni, într-o altă realitate, sunteți conectați și asta vă dă forță. Asta vă dă o forță fantastică, adică sunteți în unitate, în totalitate. Deci, nu vă lăsați impresionați de iluziile acestei lumi materiale. Vorbiți limbajul dragostei. Unii dintre voi trebuie să vorbiți acest limbaj, să-l descoperiți după ce ați experimentat o relație în care nu s-a spus adevărul. Cineva purta măști, altul a fost poate prea arogant, prea concentrat pe alte subiecte, alte tentații. Deci, oricum, ați trăit o relație nesinceră. Practicați compasiunea față de voi și față de ei, pentru că nu întâmplător a trebuit să treceți prin această relație, tocmai ca să învățați limbajul dragostei. Eventual, dacă ziceți că cum să învăț, pentru că el, ea e mincinos, mincinoasă, dragii mei, mesajul principal este new love, o nouă dragoste. Frumoșii mei săgetători, Soare, Lună, Venus, Ascendent, ce aveți aici? O nouă dragoste la orizont pentru că meritați. Am zis, această flacără geamănă nu obligatoriu, nu vă blocați pentru că nu toată lumea are parte de așa ceva. Chiar dacă sunteți evoluați, poate nu aveți parte în această lume materială, poate v-ați întâlnit deja în viața anterioară și vă așteaptă sau lucrați, cum am zis mai devreme, într-o altă dimensiune cu această flacără geamănă pentru unii dintre voi. Ideea este că această nouă dragoste, orice ar fi un suflet frumos, în această nouă dragoste învățați să vorbiți limbajul dragostei. Veți învăța într-un fel sau altul lucru despre care nu ați știut. E ca și când învățați cuvinte noi în limba noastră românească, da? Sau nu că nu le-ați ști, începe să le aplicați practic în limbaj, sau ca și când ați învățat o limbă străină, cât un cuvântați, câte unul mâine, mai din semne, mai din pupături, îmbrățișări, învățați ceva nou. 3 și cu 5, cât înseamnă? 8, da? Vă transformă această comuniune cu cineva. Vă transformă. Dacă reușiți să faceți acest lucru în vechea relație, și mai minunat, pentru că new love, nouă dragoste, poate să fie și nou stadiu în iubirea voastră. Însă, pentru cei care sunteți singuri și chiar așteptați ceva nou, se pare că vine ca o stea direct în brațele voastre. Ba, dragii mei, se pare că e o ploaie de comete. Interesant. Uite, o să mă uit pe calendarul astrologic când este următoarea ploaie de comete. Poate are legătură, poate n-are. Ideea este că o nouă dragoste la orizont. Îmbrățișați oportunitatea unei noi iubiri sau unei noi pasiuni în munca voastră. Deci dacă nu e vorba de un bărbat, o femeie frumoasă ca ruptă din cer, da? Poate să fie o nouă oportunitate, un nou proiect la locul de muncă, ceva care vă instigă pasiunea, dar ceva nou în primul și în primul rând. Și care vă va ajuta, pentru că aveți și numărul 8, vă va ajuta să vă transformați. Însă, revin totuși, cred că va fi totuși 2 o relație 6 armonioasă în care veți simți această deschidere către un alt fel de a comunica. Și veți descoperi că de fapt sunteți puternici, mai puternici decât ați crezut, cred că și în această relație care vine. Acțiunile vorbesc puternic. În această nouă relație posibil acest mesaj să aibă legătură cu această nouă iubire. Acțiunile vor fi mai importante decât cuvintele, pentru că și limbajul dragostei poate să fie un limbaj al acțiunii, nu al cuvintelor musai, da? Pentru că aici, în această vechea relație, în care nu exista sinceritate, evident că nici acțiunile n-au fost conforme cu cele spuse. E frumos. Exprimați-vă dragostea prin acțiuni, cum am zis mai devreme, se poate exprima se poate comunica prin multe căi. O simplă îmbrățișare este o acțiune. A ajuta pe cineva în nevoie, iar, este o acțiune. Ai deschide ușa, ai oferi, eu știu ce, o mână de ajutor când are nevoie. Este un gest de dragoste și acțiune în același timp. În timp ce am amestecat cărțile, a vrut în mod special să se arate faetonul. Probabil iulie va fi iar o lună importantă. Suntem în iunie, iulie, final de iunie spre iulie. Pentru unii, până atunci decideți, că tot e Mercur retrograd, decideți care este destinul, pe care vreți să-l urmați. Acțiunile vorbesc puternic, da? Faetonul alege o cale nouă după ce s-a gândit pendelete, că tot a fost Mercur sau tot este Mercur retrograd. Simt că această eclipsă care a fost va aduce ca și vibrație ceva nou în viață. Faetonul este o carte a învingătorului. Veți alege o direcție de succes, în care veți avea succes. Și pentru că e 7, este succes în relații. După ce se pare că ați plâns. Poate că cineva va plânge după această decizie, iar poate că unii dintre voi aveți de-a face cu cineva cu marcaj în semnul racului, iar pentru unii, sau al semn de apă, pești, rac, scorpion, dar nu obligatoriu, așa, ca să vă zic. Dar nu țin musai să mă fixez pe acest gen de mesaje. Însă, ați plâns unii dintre voi, ați pierdut emoții, pentru anumite persoane, însă, repet, există cineva mai luminos și mai cald, cu care va trebui să relaționați în momentul în care renunțați la aceste lacrimi, da? Va trebui să zburați. Zburați împreună. În acea relație chiar va fi altfel. Așa simt. Se pare că și cărțile s-au oprit la 3 de bâte, care pentru mine e cartea Săgetătorului, al optimistului, al celui care vede în viitor, e plin de speranță. Da, vede oportunitățile în zare. Frumos. Și are o corabie, o călătorie care așteaptă să se manifeste. În spate aveți un 0. Vreți să luați de la 0, poate chiar un nou job pentru unii. Aveți o nouă înțelegere asupra unor lucruri care până acum erau confuze. Vreți să munciți într-o nouă direcție, mai bine zis, sau să vă căutați un nou job, unii dintre voi. Dar nu obligatoriu. Poate să fie munca în acest 0, în acest început, care uneori este chinuitor pentru unii. E, da, poate fi începutul foarte chinuitor. Știm bine că nașterile pot să fie ușoare, rapide sau grele, dificile. Pentru cele care sunteți mai mici, înțelegeți comparația. Și ce mai aveți aici? Un 6 de monede. Vreți să vă echilibrați viața, vreți o relație în care să și primiți, nu doar să oferiți. Și asta e. Sperați, tocmai pentru că a sperat, lăsați în urmă lacrimile și vă decideți. Dragii mei, Doamne ajută! Ia uite unde s-a oprit, la roata norocului și la soare! Da, frumos! Speranță! Speranță că va fi bine și pentru voi. Roata norocului, noroc la bani, că jupiterienii, în mod special săgetătorii, au noroc la călătorii faine și bani. Săgetător, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în săgetător. Am zis că fac mai iute etalarea. Ha! Ha! Interesant! Extraordinar! Iar s-au oprit cărțile la ce? Totul mi-arată o transformare. Ia uite, s-a oprit la moarte. Ce ciudat! Rămâne de văzut. Mai, cărțile sunt... Ia să le verific. Eu știu că le-am amestecat, le mai amestec încă o dată în fața voastră, că nu e problemă, dar da, arată, s-a văzut o transformare intensă, dureroasă, cine știe, separare poate să fie, dar a apărut și un vale de monede, începutul, practic, nu doar așa o speranță, o idee, un gând, ci începutul practic. Ok, ia. Soare, Luna, Venus, mai. Săgetătoarelor, voi sunteți aici? Sau o nouă pasiune? nodul nord, ascendent în Săgetător. Iunie 2021. Hai să vedem central. Central. Mai tot apare 6 de monede, 3 de bâte. Deci aici este provocarea, este să sperați în continuare. Să călătoriți, poate, să ieșiți dintr-o zonă fixă și să călătoriți, să acționați, cu alte cuvinte, în trecut. Oho, o pasiune, asul de bâte. În trecutul apropiat, 6 de cupe. O relație de suflet, o să clarificăm. În viitor, 8 de spade. În prezent, aici este. Să nu vă păcăliți, cineva fuge, 7 de spade. 9 de cupe, sfatul. Sfatul. Iubiți-vă așa cum sunteți, iubiți-vă și creșteți emoțional și spiritual. Vedeți partea plină a paharului, fiți optimiști. Și bucurați-vă cu prietenii. Bucurați-vă de creșterea voastră, bucurați-vă și chiar dacă sunteți singuri, aveți multe lucruri de făcut și multe lucruri realizate. Exterior, cavalerul de bâte, opa, vine cineva să vă cucerească? Sau face parte din trecut? Este acest as de bâte. Poate să fie o pasiune pe care ați simțit-o la un moment dat și care nu s-a fructificat, nu s-a materializat și urmează să se materializeze la un moment dat cu acest new love. New love. Deci vă este teamă de regina de spade, unii dintre voi, de niște discuții mai dure, de cineva cu marcaj puternic în semn de aer, adică cineva rațional, prea rațional. Ce vă doriți? Ia uite. Interesant că și zodia care am făcut-o, am făcut Fecioara, a avut în aceeași poziție spânzuratul. Ce reușiți să faceți e frumos, 3 de monede, vă construiți viața. Mai cărticică. Ia stai tu așa. Așa. Vă construiți viața, aici sunteți voi, să zicem, varianta voastră superioară, săgetătorii care încearcă să se echilibreze și să reconstruiască. Ia uite, către destinul vostru. Vă temperați, vă calmați, pentru că știți, ați văzut faetonul, da? E alegerea pe care va trebui să o luați, să o mergeți către stea. Faetonul și eremitul merg către stea, adică către vindecare și către, odată cu vindecarea, vine și new love, vine și destinul și persoana predestinată. Ce frumos! Ia uite, valetul de cupe... Dar or să fie niște invidii din partea cuiva, în fine, soția cuiva, soțul cuiva, or să fie niște invidii, în fine. La capătul setului de cărți, ia uite ce frumos, ia uite, moartea și 8, care și asta este tot ține de scorpion, scorpionul, moartea unei relații. Interesant, poate să fie o căsnicie în care v-ați simțit foarte dezamăgiți. Dacă voi ascultați la săgetător și sunteți soțiile sau soților, ce nu, că ei m-au dezamăgit. Asta este părerea voastră. Poate că și ei se simt dezamăgiți, da? E o dezamăgire acasă, 4 de bâte. Și ceva trebuie să moară în această poveste. Ca cum se vrea să lucrați într-o nouă etapă, repet, și să vă împăcați, este o variantă. Și dacă nu este într-o nouă etapă, poate să fie într-o nouă direcție și asta e. Pentru că au apărut niște dezamăgiri. Unii v-ați construit financiar, v-ați concentrat. După această decepție, v-ați concentrat foarte mult pe finanțele voastre, pe creșterea voastră profesională. Poate că acest început să țină și de profesie. Vreți ceva nou la nivel profesional ca să vă ajute vibrațional să intrați pe acest nou, să scăpați de trecut într-o formă sau alta, înțelegeți? Ok. 6 de monede reapare. În central, dorința voastră de echilibru, dorința voastră de a trăi o relație în care și oferiți și primiți. Cineva acuză, nu sunt aici să ascult pe cei care vă acuză, eu acum vă citesc vouă și e nevoia de echilibru, da? Clar, nevoia de echilibru. Poate că unii dintre voi aveți nevoie de un ajutor financiar, posibil și asta. Însă provocarea este, dacă ați fost la un moment dat într-o situație dezechilibrată și injustă, financiar, la locul de muncă sau în relația de zi cu zi, aveți nevoie să treceți de această vibrație și să sperați că puteți să mergeți mai departe, să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, cum am zis, seamănă, da? Că există și altfel de relații, că există și altfel de situații, altfel de joburi, da? Că există și altceva. Să fiți deschiși la nou. Aici este provocarea, să fiți deschiși la nou. Pentru că unii se pare că stați prea mult, aveți nevoie de stabilitate financiară, dar aici depășiți această preconcepție, pentru că aveți nevoie de o viziune nouă, da? Poate că trebuie să schimbați locul și să schimbați jobul. Gândiți-vă și la variante de genul ăsta. Fiți deschiși la orice vă poate oferi soluții. În trecut se vede o nouă pasiune, o aventură, o atracție mare față de cineva. O să clarific. În trecutul îndepărtat. Dar se pare că această, pe vertical, se pare că această pasiune v-a dezechilibrat și v-a blocat mental. Aici este blocajul acesta mental, trebuie depășit pentru că, repet, aveți trei cărți, pentru că apare și steaua care vorbesc despre speranță și schimbare de perspectivă. Ba chiar 4 și cu 9 de cupe, da? Aici este depășiți blocajul mental unii dintre voi. Pentru că nu este tipic săgetătorului, este o programare în care ați intrat cu voie sau fără de voie, dintr-o atracție, dintr-o dragoste, dintr-o, eu știu ce-o fi fost, o programare mentală. Dragii mei, v-am mai zis eu că și prin... Acum o spun că așa s-a nimerit aici. Și prin legăturile sexuale putem să preluăm blocajele mentale, programările altora. Eliberați-vă de karma sexuală unii dintre voi. Unii, nu toată lumea, dragii mei, nu săriți în sus, pentru că nu-i valoare pentru toți. Pentru cine simte că a avut o aventură și aventura aceea i-a dat peste cap viața. Nu pentru toată lumea, că nu toți ați avut o aventură. Poate să fie un proiect, poate să fie un semn de foc în trecut, poate să fie un personaj din trecut, acest as de bâte. Berbec, leu sau alt săgetător, în fine. Da? Acum, în ultima vreme, se încearcă o împăcare. Poate că cineva a încercat o împăcare cu 6 de cupe în ultima vreme. Sunt 2 de 6. Cineva tot a încercat. Voi, ei, unul dintre voi ați încercat o împăcare. 6 de monede și 6 de cupe. Amândoi încearcă să armonizeze ceva. Dar se pare că în prezent vă păcăliți cu 7 de spade. Vă păcăliți. Sau cineva vă păcălește. Mare grijă, să clarific. Posibil pentru unii, pentru că apare regina de spade în poziția fricilor. Și apare și 8 de spade, și apare și 7 și 8 de spade. 7 și cu 1, 8, exact blocajul mental, da? Vă este teamă, ori... Deci cineva, cum repet, rațional, care vă joacă mental într-o formă neplăcută. Spune cuvintele, vorbește într-un anume fel. Poate să fie personaj cu oarecare autoritate sau cu o meserie rațională, doctor, avocat, notar, profesor, eu știu mai mult de matematică, aș spune, și inginer, să zicem, deși mai puțin, mai mult teoretician personajul. Personaj care joacă, apropo de onestitate, se joacă cu cuvintele. Mare, mare grijă. Pentru că acest personaj apare în poziția fricilor. Deci, cu alte cuvinte, nu vă reprezintă musai pe voi. Poate, pentru că regina de spade are și ea varianta ei pozitivă. Deși o să clarific. Dacă aveți ceva de ascuns, unii dintre voi, nu toți, pentru că nu toți săgetătorii, vorbim și de lună, și de ascendent, și de nodul nou, și de soare, care vibrează cu această etalare. Dacă unii aveți ceva de ascuns, o mișcare, poate să fie o mișcare strategică la locul de muncă. Vreți să plecați către alt loc și nu trebuie să spuneți până în momentul ultim, da? Când plecați. Vă este teamă să spuneți adevărul. Aici este, da? E o chestiune. Cărțile sunt puține și pot să exprim, și din punctul meu de vedere exprimă mesaje diverse. Acesta este cartea prezentului, viitorului apropiat. Mare grijă, da, și cu Mercur retrograd care păcălește, ne păcălește. Cine vine, dacă vine în 7, relație. Dacă cineva tot încearcă să împace ceva în relație sau într-un contract, riscant. Că nu trebuie să aveți încredere în acest personaj. De-aia zice, fiți deschiși către alte zări, către alte oportunități. Am zis sfatul 9 de cupe. Bucurați-vă, crește spiritual, emoțional, pentru că 9 reprezintă Jupiter, este planeta voastră, expansiune emoțională. Lăsați-vă cuprinși de dragoste față de voi și față de lucrurile care merită apreciate. Exterior aveți un semn de foc. Rămâne de văzut dacă influența este pozitivă sau negativă, dacă este de domeniul trecutului sau de domeniul prezentului, viitorului. În prezent, ce vă doriți? Am zis, vă doriți să ieșiți din stagnări, din relațiile acestea karmice, sunt niște lanțuri pe care vreți să le rupeți, da? Trebuie să atingeți iluminarea, poate că unii vă doriți un vis revelator, niște imagini, poate prin cântec, poate prin cărți, ceva, e o cale subtilă, casa 12 a peștilor, a credinței, dar nu doar, a unor alte perspective. Alte perspective. Pentru că e un blocaj mental. Poate cineva o să rămână blocat mental, poate cineva rămâne obsedat de voi în momentul în care voi faceți mișcarea de eliberare, că s-a văzut totuși faetonul, dorința de a merge către stea, către vindecare, temperanța și stea, destinul vostru. Echilibrarea voastră emoțională. Amândouă se echilibrează emoțional. Vedeți? Amândouă se echilibrează emoțional. Și 3 de monede înseamnă construcție. Hai să și clarificăm, am zis că sunt mai iute, dar 6 de monede, central pentru săgetători, 6 de monede. Oh, regele de monede. Nu știu ce-i fi făcut așa, nu știu de ce, nu e o carte rea. Central, regele de monede. Un șef, o persoană de autoritate, un soț, o soție, maybe, poate. Aici este. Pentru unii. E o relație. Aici este un adevăr care trebuie descoperit. Uf. În spate ce se vede? O răscruce de drumuri. O separare. O separare datorită faptului că cineva s-a trezit. Începe să vadă dincolo de văl, dincolo de confuziile astea. Deci turnul, luna este între turn și acest as de spade care și el, ca și spânzuratul, da? Se rupe din lanțurile unor relații karmice probleme. Și karmice sunt multe, inclusiv profesionale, dar nu doar. Pot să fie și familiale, da? Aici. Înțelegeți o situație care ține, dragii mei, pentru unii, repet, poate să fie soțul sau soția, tatăl, o figură paternă. Înțelegeți niște lucruri, începeți să înțelegeți. De ce personajul nu a ales? Da? A fost o dragoste cândva, dar această dragoste a consumat. În trecut, asul de butem. Asul de butem n-a putut să aleagă. Da? Aici este. Probabil că are legătură cu acest rege de monede, că l-am revăzut mai devreme, da? În contextul acesta. Deci acest personaj, această pasiune, acest al doilea foc, voi și încă altcineva față de care ați avut atracție, n-ați putut alege. Și ați intrat în așteptare, în stand-by, da? Iată, a fost dragoste, dar nu s-a putut alege. Că au fost niște secrete, niște confuzii, iluzii, da. Ați crezut că e fericire, dar ți-ai trat așa într-o stare de vis. Mai degrabă. Clarificăm 6 de cupe. în trecutul apropiat pentru săgetători. Oho, a ieșit? Cred că a ieșit pe 20, da? E interesant. 6 de cupe. E un cavaler de spade, iar semn de aer pentru unii care nu comunică. Cavalerul de spade comunică. Probabil cândva acest personaj față de care ați avut o pasiune a fost foarte iute în reacții, impulsiv, dar acum încearcă să se calmeze. Se pare că a fost și un 3 de cupe. Cine sunt aceste personaje, voi știți. Soțul vostru, soția lor, în fine, vedeți, niște chestiuni, da? Pentru că 6 de monede înseamnă și triunghiuri. Triunghiuri în care al 3-lea unghi este ori profesia, ori un alt personaj. Dar poate să fie și profesia, și hobby-uri, și responsabilități. Da. Ei, în fine, revenim. Deci această pasiune, această atracție foarte mare, teribilă, teribilă, arzătoare, da? În această poveste de dragoste nu s-a putut alege unul dintre voi. Din cauza, cred că și din cauza acestor probleme de familie, de bani, poate nu sunt ale voastre, poate sunt ale lor, dar au fost ca și cauza întârzierii acestei alegeri. În ultima vreme, acest personaj sau alt personaj, voi știți dacă sunt mai multe, că poate sunt mai multe personaje care se gândesc la voi, se gândește la o împăcare. Se gândește la o împăcare. Eu cred că e mai degrabă un gând, pentru că acest cavaler de spade de obicei acționează, acțiunile vorbesc puternic și vorbește și acționează. Adică e un om de acțiune. Varianta bună, mie îmi plac cavalerii de spade la maxim. Cei mai buni caratiști. Glumesc, dar nu glumesc, spun adevărul. Sunt oameni de acțiune, oameni înțelepți, dar uneori pot să devină foarte impulsiv. Acest personaj, dacă a fost cândva impulsiv și a dezechilibrat această atracție și poveste dintre voi din cauza impulsivității lor și v-au pus într-un triunghi amoros, acum interesant cărțile au venit invers. Și am senzația, pentru că, repet, cavalerul de spade vorbește și acționează, faptul că vine invers. Nu mai acționează, dar gândește. Gândește. Gândește că trebuie să păstreze ori o cupă, ori două. Da? Ori să fie singur, ori să fie într-o relație cu o singură persoană. Da? Și se gândește și la o împăcare. Adică e în procesul acesta de alegere. Repet, poate să fie același personaj, poate să fie alt personaj. Voi știți, pentru că totuși e posibil să fie mai multe persoane. La capătul setului de cărți există acest conflict. Conflict. De-aia apare și 3 de cupe invers. Luptă. Ori interioară, ori cu prietenii, ori cu familia, ori cu invidioșii, ori cu concurența. Pentru această oportunitate. E o relație superbă, magicianul. 2 de cupe și asul de bâte. E un potențial, potențialul ăsta pe care și voi ar trebui să-l vedeți. E un potențial. Dar care nu s-a putut manifesta din cauza unor invidioși și a unor lupte interioare sau exterioare. 5. Pentru mine casa egoului, al leului, nu neapărat a zodiei leului, dar Marte în leu sau planete în casa 5-a, care nu țin doar de creativitate, țin și de ego. Pentru cine știe un pic de astrologie. În prezent, 7 de spade. Clarificăm 7 de spade. Am zis că sunt mai iute, dar uite, 7 de spade. Foarte... Exact, măi, ce a fost mai devreme. Vedeți? Vedeți cum reapar cărțile. Personajul care v-a pus în stand-by. Vine și... Și ce? Și iar pleacă și iar vă pune în așteptare. Ia, 4 de cupe. A fost o dragoste, da. Și o oportunitate care s-a pierdut din cauza că cineva a fost poate prea defensiv. Mai dăm o carte. Ia. Extraordinar. 10 de bute. Mai da ce cărți. Nu prea îmi plac. Adică nu sunt preferatele mele, aceste cărți nu sunt preferatele. Aceasta consumă energie, arde, apasă, nu arde, apasă. Aceasta te pune în așteptare, stai 7 sezoane, exagerez ca să se termine filmul și pe urmă îl pregătesc pe al 8-lea, pe al 9-lea și tot nu se termină. Deci este 7 de spade, vine, pleacă, zice una, face alta. N-are curajul să-și asume cuvintele. Poate că voi vă consumați încă, pentru că n-a apărut acel zero, încă vă mai consumați în această relație, așa cred, așa simt, că încă vă mai... Că aici e provocarea, să sperați și să plecați, să ieșiți, să intrați în călătorie. Încă mai sperați că acest personaj, îl mai așteptați pe acest personaj să se întoarcă. Hai mă, cu ce? Și vă consumați. Dacă nu e un personaj trecător, în fine, că sunt oameni și oameni, unii căsătoriți, alții necăsătoriți. În 7 înseamnă casa relațiilor, a căsătoriei și a contractelor. Deși căsătoria în sine este 8, este transformarea, dar și 7, o fază din căsătorie. Poate să fie o relație în care... Da, asta care arată, în care vă mințiți, nu aveți curajul să vă spuneți ce vă apasă pe umeri, ce vă deranjează. Asta este. Asta este. Da, e nevoie de o nouă dragoste sau de o nouă fază, să renunțați la acestea păsări. Poate să fie un alt semn de foc, pentru că tot apar alte cărți care susțin chestia asta. Pentru unii dintre voi, o căsătorie sau o figură autoritară. Autoritară înseamnă multă, da? Cu care tot ați încercat să... Nu știu ce ați tot încercat. Ați judecat, ați încercat să înțelegeți de ce a apărut această dezamăgire. În condițiile în care se dorește transformarea și munca. Dar transformarea nu vine ușor, dragii mei. Da? Judecata, înțelegerea nu vine ușor, vine prin muncă, tot așa, muncind înțelegem. Mai dăm o carte pentru prezent, e foarte apăsător prezentul ăsta. Și am zis că fac etalarea mai scurtuță. Iată, lună! Ha, ha. Da, mult ajutor și mai multe confuzii emoționale. Asta este prezentul. Hai să ne orientăm către viitor, dragii mei. Da, e o relație care scârție. Probleme financiare, relații la locul de muncă sau relații acasă. 5 conflicte și financiare și verbale și de acțiune. Nu, haideți mai, gata, lăsăm asta să se ducă. E Mercur retrograd, o fi din cauza asta, o fi din alte cauze. Clarificăm 3 debute în prezent, ca și îndrăgostiții. Mai alege să vă îndrăgostiți de altcineva. Aici este provocare. Sperați că vă îndrăgostiți. New love. E o nouă dragoste. Sperați că vă îndrăgostiți de altcineva ca să scăpați de această vibrație. Ca să scăpați, să ieșiți din acest blocaj. Proiectați-vă astral. Interesant. Proiectați-vă astral într-o realitate care vă îndrăgostiți de altcineva. Nu știu pentru cine o fi. Sperați că dacă faceți un drum, trebuie să vă eliberați emoțional, de relația aceasta care v-a adus durere și care de-abia se mișcă cavalerul de monede. 10 și 9 de spade, eliberați-vă mental, dragii mei, emoțional. Ce frumos, că și aici tot în ape, tot de emoție. Proiectați-vă focul, pasiunea în emoții pozitive. Nu știu, îmbrățișări astrale cu altcineva, voi știți, așa simt să vă transmit. Pentru că prezentul ăsta nu-i plăcut deloc, uite, nu-mi place nicio carte. Nici luna nu-i preferata mea. Nu. Deci e o arcană profundă, dar nu-i preferata mea. Uite, mie îmi place temperanța, steaua, marea preoteasă, împărăteasă. Mai și oftez la voi. Aici este provocarea să vă îndrăgostiți. Să vă lăsați cuprinși de dragoste. Și ea vine, uitați cum îmbrățișează. Da, el o îmbrățișează pe ea și aici îngerașul îmbrățișează steaua. Ce frumos, măi, ce frumos. Haideți, mă, nu în dragoste, săgetătorilor. 9 de cupe. Sfatul. 9 de cupe. O nouă dragoste. Iubi, iuhu, 9 și 1, 10. Mai, iubiți-vă pe voi, cum am zis, o nouă dragoste față de voi, sunteți puternici și vine și dragostea. Of, ce frumos ar fi, mai. Dar nu uitați că asul de cupe repete, dragoste față de voi e vindecare, vă vindecați, crescând spiritual și emoțional, pentru că nouă e o steluță, e speranța. Ce frumos, iubi mica, vreau și eu, ce frumos. Îmi place când corespunde, uite, new love, new love. Dacă vine cineva, lăsați-vă cuprinși de dragoste, permiteți-vă să vă îndrăgostiți, că meritați. Toți merităm, de fapt, toți, toți. Și așa avea multe de comentat, da. Ia uite, e o dragoste, o căsătorie care ați crezut că e ideală, dar nu, v-a adus multe dezamăgiri. Multe dezamăgiri. E interesant cum s-a răsucit invers, da, trebuie încheiată, căsătorie sau relație de lungă durată, sau un job ideal, nu, a fost ideal o perioadă în capul vostru, nu știu, dar a apărut dezamăgirile. Scuzați-mi expresia, dar așa e în capul nostru, e ideal. Cavalerul de bâte. Sper să fie influență frumoasă, pozitivă, drăgăstoasă. Nu, astea sunt prea multe, n-am cum să le păstrez. N-am cum să le păstrez, din păcate. Ia să vedem. Asta, eremitul. Cavalerul de bâte și eremitul. Interesant. Foarte interesant. A fost o tăcere între voi și acest cavaler de bâte. Poate să fie o pasiune din trecut, a fost o tăcere. A fost o lecție spirituală, e o lecție spirituală. Hai, mai dăm o carte. Ce-aș vrea să fie mai clare. Mai dăm o carte pentru acest cavaler de bâte. Cuceritorul. Ar putea să fie un cuceritor înțelept. Varianta faină a cărților, Doamne ajută, că vrem și cuceritori înțelepți, da? Magicianul, eremitul și magicianul. În care acest cuceritor, acest personaj, fantastic să-i spunem, în această tăcere, a înțeles cum manifestă lucrurile. A înțeles că vrea ceva nou, tot așa. Vrea să manifeste ceva nou. După ce au fost niște lacrimi, după ce a fost o călătorie, a fost și dragoste. Mai dăm o carte. Mai dăm o carte. Ce vrea să manifeste acest personaj? Dacă a fost manipulator cândva, pentru că cuceritorul este și playboy, da? Și cuceritorul este și manipulator uneori. Acum înțelege de fapt ce a făcut. Da? Acum înțelege adevărul, în această perioadă, a înțeles, în această tăcere. Dar hai să vedem. Totuși, magicianul, ce vrea să manifeste? Că a apărut în etalarea aceasta. Ce vrea să manifeste? Poate că e un geamăn. Pentru unii e o mare preoteasă. Creștere spirituală, în primul rând. Marea preoteasă și eremitul. Am zis bine, ar fi frumos să-mi spuneți că așa s-a întâmplat, că acest personaj s-a înțelepțit un pic pentru unii dintre voi. Cuceritorul. Poate a înțeles cum a manipulat lucrurile, cât a fost de secretos și acum vrea să manifeste altceva. Ia uite, soarele. Fericire. Ia uite, dragoste. Creștere spirituală după ce cucerește, ce face? Soarele cucerește toți combatanții. Se luptă, e dispus să lupte. Pentru acest as ar fi frumos. Ar fi frumos. Dar deocamdată, cred că a învățat să e interesant, nu știu, așa Am senzația că acest personaj se proiectează astral la voi. Poate îl cunoașteți, poate urmează să-l cunoașteți. Am vorbit de proiecție astrală și acum cu Marea Preoteasă asta mi-aduce aminte, de o proiecție astrală. Și v-am spus mai devreme să vă proiectați astral, că aici este provocarea. Să sperați că va apare o nouă dragoste, să sperați că veți fi iubiți, iubite. Regina de spade, de ce vă este teamă? Oh, și-am zis că sunt iute. Oh, 40 ceva de minute, sper că nu vă supărați, da? Aici, confuziile astea. 7 de cupe. 7 de cupe. Este teama voastră că cine vine acum cu discuții să nu vă creeze confuziile despre care tot mai încercați să vă eliberați unii dintre voi. Că uitați, aveți confuzii și aici. Așteptați să vină cineva din trecut de care ați vrea să vă eliberați pentru că vă creează confuzii. Clarificăm smânzuratul, că e mai important asta decât multe alte cărți. Smânzuratul pentru săgetători. Ia uite, da? Vreți să ieșiți din blocaje, din lanțuri și să manifestați, să vă construiți, am zis. Vreți să vă construiți viața, vreți să aveți voi, să fiți autoritari voi, să fiți suverani într-un fel sau altul, că regele e suveran, da? Vă controlați voi banii, să nu depindeți de alții, nici de nevastă, nici de soț, nici de eu știu ce alte sisteme. Balanța înseamnă un sistem financiar, da, în acest context. Da. Pentru că apare și central nevoia de echilibru, de stabilitate. Dar, într-o anumită formă, ia. Mai dăm o carte pentru dorința săgetătorilor. Ce vă doriți? Un dar de bani, o întâlnire, ce preferați? Ia uite, trebuie să alegeți. Eu zic să alegeți întâlnirea. Dacă e de ales între un dar de bani și între... Alegeți întâlnirea, că se manifestă o nouă dragoste. Ce vă doriți? O nouă perspectivă despre... Băi, dar ce cărți! 5 de spade. Altă carte care nu-mi place. Cum să vă doriți așa ceva? Vreți să fiți învingători. Da. Aveți nevoie de o strategie cum să ieșiți dintr-o relație karmică. Și, repet, relație karmică înseamnă foarte mult. Poate să include și relațiile cu părinții, cu familia din care vă trageți. Da? Poate să fie și relații cu prieteni de o viață. Poate să fie și relații la job. Relații karmice. Relații în care sunteți în lanțuri. Căsătorile, în general, creează lanțuri. Ia uite o relație. Da, vreți să ieșiți, mai. Poate să fie în relație cu mama, cu soția, cu mama copiilor, pentru unii, nu pentru toată lumea. Mai ales dacă sunteți doamne, n-are cum să fie cu soția. Da? Mai dăm o carte, mai, deci mai vreau o carte. Nu? Ca și prezentul, aveți niște cărți foarte nesuferite. Ia, extraordinar, extraordinar. Extraordinar. Nu se poate așa ceva. Nu se poate, exact diavolul acesta și 8 de spade. Dacă voi vreți să vă gândiți la un Capricorn, este alegerea voastră ca apar, dar nu vreau să mă fixez pe acest mesaj, pentru că nu toți vreți așa ceva. Evident, vreți vindecare, temperanța este singura care vindecă, anulează diavolul. Ideea este că... Pui... Da. Nu, e o chestiune acasă. Pentru unii. 4 de bâte, 8 acasă, jobul, ori jobul, ori acasă, chestiune care ține de legalitate, de corectitudine, de justiție, acasă sau la locul de muncă, sau și una și alta. Ori casa vă influențează locul de muncă, ori locul de muncă vă influențează casa, ori în ambele părți, unii dintre voi aveți probleme injuste, injustiții. Cum să vă doriți așa ceva? N-aveți cum. Pentru că ceea ce reușiți să faceți exact opusul. Deci să vă vindecați, să vă temperați și să vă echilibrați, să vă reconstruiți. Deci, cu alte cuvinte, vreți să ieșiți Să aveți o nouă perspectivă, cum să ieșiți, cum să vă construiți viața. Mai dăm o carte mai cu acest diavol. Poate că este obsesia voastră de a găsi o strategie de eliberare. Da? O strategie, o obsesie. Cum să vă eliberați? Uite, noi, 4 de cupe. Extraordinar. Hai, mă, săgetătorilor, noi! Ei, da, să puneți capăt, da, moartea, să puneți capăt unor argumente, unei persoane foarte toxice din viața voastră. Și voi știți că pot să fie multe persoane toxice. Da, vreți să puneți capăt, asta e. Vreți să puneți capăt, să vă eliberați mental, să mergeți către regina de cupe, către cavaletul de cupe, da? Către dragoste, vindecare. Clarificăm 8 de spade. În viitor 8 de spade. Da, personajul din trecut, acesta cu care scârțiți de atâta timp, tot stă. Cred că e obsesia lor. Cred că e obsesia lor mentală. Eu așa simt, într-un fel sau altul. Poate că nu vă spun. Pentru că un om care e obsedat de voi nu trebuie să vă spună. Este energia lor care vă ține. Vă ține pe loc. Ia uite. Și totuși. Posibil, e o atitudine mai narcisistă din partea cuiva. Vrea, nu vă este bine împreună, dar nici nu vă dă drum. Ceva de genul ăsta. Pe de-o parte. Dar, pe de altă parte, 6 de bute arată că este posibil și o victorie. O victorie a voastră față de ei. Da? Pentru că 6 de bute e învingător. Mai dăm o carte. Ia uite, soare, ce frumos! Soarele care usucă aceste lacrimi. Soarele care usucă aceste lacrimi. Eu zic că o să fie bine, pentru că apare, repet, temperanța și steaua și reconstrucția. O să fie bine. Dar apare o nouă dragoste. Nu dați cu piciorul la nouă dragoste. Această nouă dragoste, nu dați cu piciorul. Posibil să fie două persoane, că sunt doi cavaleri, după cum vedeți. Unul care vă aduce soarele și vă usucă lacrimile și altul care stă obsedat în energia trecutului și se căcăie și se rămâne programat în, cine știe ce, fixisme mentale. Dragii mei, iubiții mei, săgetători, mai vedeți cărțile? Îndrăgostiții, asul de cupe, steaua și temperanța, da? Dă încolo de treabă. Ca să vorbesc totuși civilizat. Nu se poate așa ceva. Suntem jupiterieni, cu toții, care avem aici marcaj. Nu se poate să stăm pe loc. Hai, succes și să ne susținem cu toții. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine, vă pup, pa, pa.